O să încep cu Dan Burla, care e inițiatorul acestui program de la Festivalul de la Cannes, care să lămurească ce înseamnă această selecție. Aș vrea doar să specific că filmul lui Adi Voicu, primul pe care l-ați văzut, nu face parte din acest program. El a fost selectat de Festivalul de la Cannes în competiția de scurtmetraje Semen de la Critic. Îl las pe Dan să vă lămurească ce-i cu programul. Dar vreau numai înainte să-l rog pe Victor, Victorul să vină pe scenă, e producător la două din filme care au fost aici și vreau să vină și el pe scenă. Da, deci Short Film Corner este de fapt o piață, un market, cum face parte din marketul de film. Sunt 1000 de scurtmetraje care pot fi vizionate în cadrul acestui program. El este un program care permite interactivitatea profesională între festivaluri, între sales și între profesioniștii din cinema și filmul în sine. El nu este o selecție în sine, pentru că n-ai cum într-o piață să fie considerată o selecție. Cred că expresia corectă, filmele au fost proiectate la Cannes, că există o selecție, dar care ține de morala filmelor. Da? Adică acum ei spunea chiar au trebuit să angajeze doi oameni în plus, pentru că primesc foarte multe filme făcute cu telefonul mobil. Și eu primesc în jur de vreo 6.000 de filme, dar nu, rămân totuși la RPC. Plătești, adică nu e, de aia nu se poate pune problema de selecție. Există o taxă pentru a fi difuzată în Short Film Corner, dar este o oportunitate foarte bună pentru a prezenta filmul, cum spuneam, profesioniștilor. Noi suntem la 12-a ediție, mă bucur că el s-a perenizat. Intenția acestui program e de a permite filmelor scurtmetrajelor române să fie vizibile. Filmul rămâne în catalogul de la Cannes și pe platforma Cannes încă 6 luni de zile și de acolo festivaluri sau sales sau televiziuni se alimentează pentru anul care, mă rog, până prin toamnă, iarna, cu filmele care, mă rog, interesează. Am început să prind deja cereri pentru festivaluri. Avem două filme care au fost înscrise pe selecția Coup de Cœur la Cannes. E vorba de Cadou de Crăciun și filmul lui Emmanuel, care a fost pe această listă extrem de selectivă. Deci, încă o dată, și fără să fie ceva negativ, vreau să spun că este vorba de o proiecție la Cannes, de o selecție la Cannes, și spun asta pentru filmele care pe bune ajung după o selecție extrem de severă la Cannes, cum a fost cazul filmului Adi Voicu, care din 1500 de filme au fost alese 10 și la Semen de la Critic, deci asta înseamnă o selecție la Cannes. Restul sunt proiectate, o oportunitate bună de profesională, nu una artistică neapărat. Mulțumesc! Filmul selectat la Cannes, ca să tot specificăm acest lucru în Semen de la Critic, Adi Voicu, filmul Ultimul drum spre mare. În filmul tău, oamenii, până la urmă, așa cum sunt ei văzuți sau apar în propria lor, să zic, conștiință, într-un sfârșit la ananghie, inimile nu sunt chiar așa curate cum apar. Sau, în fine, nu suntem toți niște sfinți și nu credem că, mă rog, ce credem noi despre noi e cu totul altceva decât ce facem. În filmul tău sunt foarte multe probleme acolo discutate sau subtil inserate. Și aș vrea să spui un pic de unde ai pornit cu problema asta. E vorba și de discriminare, de conștiință, de demnitate, de faptul că reacționezi sau nu. Cum te gândești că ai vrea tu să reacționezi? Cât de bun ești tu? Și, de fapt, lucrurile sunt mult mai complicate. Păi, în primul rând, îmi cer scuze pentru sunet, că mă aflu într-o foarte importantă actriță și un foarte important montor și profesor de montaj. Și, da. Acum, eu nu știu ce ați înțeles din film, dar așa, ca să fac puțină ordine, este vorba despre niște oameni care se duc la mare și asta nu presupune niciun pericol. Cum mi-a venit ideea? Mie mi s-a întâmplat la un moment dat să merg într-o prospecție, aveam geanta foto cu mine și am să cobor să iau apă și ceilalți din compartiment s-au cam speriat de geanta mea.
reacția în sine nu fac, reacția generată în mine un subiect de film. Și de aici am descoperit eu în mine o frică și m-am gândit la aspectul ăsta, că e foarte simplu să stai, să dezbați lucrurile într-un cadru sigur, la cafea, la catedră, la pe scenă. Dar când ești pus în fața faptului împlinit și apare criza, ce faci? Îți aplici ideile? Rămâi consecvent sau fugi? Și eu mi-am răspuns simplu, eu fug. Și atunci am ales să fac filmul ăsta despre frică, moarte și cu niște personaje extrem de umane, dar cu experiențe total diferite, categorii diferite și de vârstă și de naționalitate și de fel de a vedea lucrurile, și a rezultat asta. Mersi. Doamna Ana Ciontea, aș vrea să vă întreb, pentru că personajul nu e foarte simpatic, așa, nu are o atitudine sau aia pe care ne-am dorit, o nouă ideală. Ați negociat foarte mult acest personaj cu Adi sau ce e pe hârtie, aia s-a și întâmplat la filmări? Ați, în timpul filmărilor s-au întâmplat schimbări în text sau în, nu știu, mici, din bucătăria lucrării acestui personaj? Nu am negociat foarte mult, dar am repetat foarte mult și Adi m-a convins de la prima întâlnire, m-a convins și din scenariu, dar și de întâlnirea pur și simplu la o bere. Și e adevărat că pentru mine este o încercare să, într-un timp foarte scurt, să pot să aduci ceva adevărat, real, din această doamnă. Și, cum spunea Adi, erau toți în acel compartiment, acei oameni. Cred că și această femeie a intrat în compartiment cu limitele, cu fricile, cu toate mentalitățile și cu toate neputințele ei. Și într-o situație dată, aceea pe care ați văzut-o, atât a putut să facă. E foarte important să nu faci nici mai mult, nici mai puțin și să fie credibil. Nu știu dacă a fost, dar asta a fost pariul nostru din compartiment, în acel vagon eșuat în gara Basarab, unde când mi s-a întins un ceai din cauza că n-aveam destulă lumină, l-am scăpat pe jos și era frig și eram după spectacole și știu, acum înțeleg și văd din ce în ce mai mult cât de greu se poate face un scurt metraj la noi și ce păcat că nu sunt mai multe resurse pentru multe puncte. Mulțumesc. Și mulțumesc, Adi, mie mi-a plăcut. Mulțumesc și eu. Dar tu știai textul. Cel care nu s-a auzit. E vorba de cadou de Crăciun în regia lui Bogdan Mureșanu. O poveste care se întoarce cu 30 de ani în urmă. Deja facem 30 de ani de revoluție, sau în fine, da, să-i spunem așa. S-a plictisit lumea de subiectul ăsta sau nu s-a plictisit? Asta ar fi o întrebare. A doua întrebare, pentru că pare, mă rog, doar pare că ne-am ocupat de problema revoluției, dar cred că stăm destul de prost, de fapt. Și a doua întrebare e legată de cum scenariul ăsta e și comic și foarte dramatic în același timp, cu foarte multe nuanțe acolo. Aș vrea să știu dacă povestea asta scrisă a fost transformată foarte mult pe parcurs, adică dacă au fost multe drafturi, dacă a fost o chestie destul de limpede de la început. Și cam asta, că deja m-am întins. Am înțeles. Păi, să ne opere. De primul rând despre revoluție, ca să zic așa, după părerea mea, filmul ăsta, revoluția e doar un subiect adiacent, nu este principal în niciun fel, este de fapt povestea
Și totodată este povestea vieții în sistemul și temerii cu care trăiești, care cumva, adică e legată de revoluție, dar nu este. Tot de frică. Primul film despre frică, al doilea film despre frică, să vedem. Da, da, da. Și ce să zic, Bogdan e un scenarist și regizor foarte atent și meticulos și el a lucrat foarte, foarte mult cu, adică a lucrat foarte mult cu actorii în, și știu, are un obicei de a nu, acum dau un pic din casă, dar foarte puțin, de a nu da actorilor scriptul în varianta finală, decât cu foarte puțin timp înainte de așa, deci e posibil că au circulat alte variante ale ale scurtmetrajului care nu conțineau exact povestea în sine, tocmai pentru a-i a le da șansa actorilor de a fi naturali în poveste. Și ce mi se pare că i-a reușit foarte bine lui Bogdan este exact să încheie o poveste care este și comedie și dramă și să trebuie să-ți ai o mulțime de trăiri ca spectator într-un timp foarte scurt și chiar dacă nu ai trăit acele vremuri, poți identifica cu stările prin care trec atât părinții cât și copilul în poveste. Mulțumesc! Trecem la următorul film. Today Artist, Tonight Taxist, doamna Laura Baron. Seara. Bună, am înțeles, seara. Că suntem în criză de timp, am văzut că trebuie să trim la ora 20, deci voi fi foarte rapid. Da, două vorbe. În primul rând vreau să mulțumesc regilor Dumitru Glosei, pentru că datorită lui stă aici și mă bucur că sunt în primul rând că m-am întâlnit cu niște oameni minunați. Dan, ești minunat. Adi, noi ne tot promitem să ne vedem. Emanuel, domnul Titieni și restul echipelor sau exponenților echipelor. Deci, foarte pe scurt, eu am lucrat cu regizorul Dumitru Glosei de mult, un documentar care se numea Starovenii, care zicem noi că la momentul a fost foarte bun, nu știu acum dacă ar fi cotat la fel de bun, Dane, poate dacă îl vezi tu îmi spui. Și a venit cu această idee, acest filmuleț, care mi-a plăcut, m-a incitat. El a fost filmat în Republica Moldova, la Chișinău, și sigur că din punct de vedere tehnic avea multe probleme, cum și acum s-a întâmplat cu sunetul meu, era 5.1 și era Dolby Surround. Cum era Dolby Surround? Așa, stereo. Și m-a rugat să-l ajut. Sigur că l-am ajutat cu mare drag, pentru că mi-a plăcut ideea și mă bucur foarte tare că el a fost proiectat în seara asta aici. Și sper că data viitoare să ne vedem cu niște filme pe care le-am produs eu și independente și mai puțin independente, mai mult independente, că CNC-ul mă iubește foarte tare. Și să mă bucur de aprecierea sau, mă rog, de reproșurile dumneavoastră corecte. Vă mulțumesc încă o dată și mă bucur foarte tare că m-am reîntâlnit pe această scenă cu oameni care sunt foarte dragi. Mersi mult de tot. Da, mersi în numele lui Dumitru, l-a ales bine și el a fost legionat și la alte festivaluri. Și chiar acum a fost la festivalul de film documentar de la Chișinău. Mi-a fost invitată să țin un masterclass și... trebuie să mai spun un singur lucru. Sunt foarte mândră. Pentru că eu cred că un profesor bun este acel profesor care este depășit de studenții lui. Adi, ai făcut acest lucru și îți mulțumesc mult de tot. Și toți studenții mei care montează Dan Pârlu, care a montat cu Emanuel Pârlu și tot așa, sunt foarte mulți, nu știu dacă în sală sunt. Și asta mă bucură foarte tare. Da, bun actorul și a fost făcut în condiții foarte slabe din punct de vedere tehnic. Și nu avem ce face, tehnica nu omoară. Și atunci a venit cu materialul, nu știi cum era sunetul, nu știi cum era colorizarea și toate lucrurile astea, dar până la urmă tot e că se termine cu bine. Mai repet, atât n-am vrut să vorbesc. Vă mulțumesc, mulțumesc. Și mulțumesc că mi-ați oferit ocazia să ne întâlnim aici. Trecem la 8. Regia Mihai Pârcălabu. Aș vrea, e catalogat așa, pus în categoria de thriller, dar sigur că are toate elementele acolo, numai că pe undeva ați ieșit din schema clasică, nu știu, dintr-o rețetă. În primul rând, sigur, întrebarea este de ce thriller, de ce povestea asta foarte greu de privit, de... În primul rând, înainte de a răspunde la întrebarea dumneavoastră, aș vrea să-l invit pe director de imagine, Matei Șoptera, în rețetă de Rănit. Să vină. Aplauzele dumneavoastră, dacă se poate. De ce această poveste? Păi, hai să iau un fel următor. Acest scenariu a fost scris de mine acum vreo 7-8 ani de zile.
într-un moment în care iubeam o fată și asta era cea mai mare frica mea. Să nu pățesc chestia pe care o pățește personajul nostru, Andrei, în film. Greu de trăit cu frica asta. Iar ajungem din nou la frică. Nu știu cum s-a făcut selecția asta a filmelor, dar am impresia că e un numitor comun. Încă trebuie să descoper chestia asta și eu la mine. E o introspecție pe care mi-o cereți, la care eu încă n-am ajuns. Oricum, mărturisit de tipul ăsta pe scena de la Cinema Pro, nu mi-o doresc neapărat. Apropo de imagine, pentru că l-a invitat pe directorul de imagine, e o imagine specială și foarte, sigur, foarte arsă, grea, te copleșește destul de mult, inclusiv culoarea acestui film. Cum ați ajuns la acest portocaliu, sau în fine, nu știu cum îl numiți voi, dar așa l-am văzut eu, poate că nu e tocmai portocaliu, dar imaginea asta înfiorător de însorită într-o poveste înfiorător de întunecată. Bună seara! Da, nu e o imagine specială, e un film special. Eu am încercat să formulez pe această dramă. Un film e noapte, nu sunt eu adeptul unei nopți foarte realiste în anumite situații. Situația asta nu era neapărat realistă. Toată secvența de viol nu este filmat realist și am încercat cumva să facem ceva puțin altfel și să, nu știu, să ne-am pus niște întrebări, nu vrem să vă dăm răspunsurile cine-i camera, ce face, de ce așa, de ce pe de altă parte. Am primit libertate de la Mihai să mă joc, m-am jucat și asta a ieșit. Să rămân. Totodată, ceea ce am vorbit cu Matei înainte de proiect a fost, eu am spus în felul următor, pe secvența din casă, care durează 8 minute. Hai să descifrez un pic de ce se cheamă filmul nostru 8. Pentru că eu am lucrat personal cu o terapeută specializată pe traume de genul respectiv, de violuri și așa mai departe. Iar doamna respectivă ne-a spus, bă, din momentul în care intră cineva în casă și violează și tot, durează undeva statistic vorbind 8 minute. Un viol durează, propriu zis, la 2 minute. Și din momentul ăla eu am început să lucrez cu Matei și am spus în felul următor. Bă, hai să avem o lumină unitară care să joace un personaj. Hai să avem o lumină galbenă, călduroasă, de hominess, care se transformă pe parcurs fără să o schimbăm noi. Și cam asta e ceea ce am făcut. Insula în regia Adinei Dulcu. De asta ziceam. O poveste și asta foarte senină, despre distanță, despre frica de a-ți asuma o responsabilitate pe termen lung, pe termen, în fine, nedefinit de fapt, cu foarte multe necunoscute și evident întrebarea este de unde povestea asta. Toți încercăm să găsim răspunsuri acum repede pe scenă. Din fragment în fragment, până la urmă, poate se așează povestea. În primul rând, pentru mine, filmul acesta este cumva despre, da, despre distanță, dar în primul rând despre distanța dintre viață și moarte și despre doliu și despre pierdere. Sunt toate acestea niște tematici care mă preocupă de foarte mulți ani. S-au adunat cumva în această poveste. Am vrut am fost fascinată de locația în care am filmat, respectiv de lacul Mori și de insula de pe lacul Mori. Și am căutat o poveste nu foarte dramatică. Am vrut să mă duc, să-mi iau riscul să mă duc într-o poveste de dragoste, ceea ce e destul de rar în filmul românesc. Și alt argument a fost și alegerea actorilor, pe care am făcut-o cumva și ca un studiu pentru proiectul meu de lung. Am vrut să găsesc o alchimie între ei, deși multă alchimie în relația de cuplu între Ana Maria Bucura și Elias Ferkin, Ana Maria fiind la primul rol. Și cred că s-a descurcat foarte bine și această alchimie și
și prezentă, și trecută, și viitoare. Cred că a fost, pentru mine, a fost experimentul și pariul pe care cred că l-am câștigat cu acest film. Și sper să mergem mai departe și la lung. Succes! E un film, hai să zicem că și ăsta este despre frica, să zicem, despre tânărului, dar despre o foarte mare... E un film despre iubire. Este un film despre... Haideți să vorbim despre asta. De ce filmul ăsta despre iubire e transferat într-un loc, să zicem, într-un... Nu e o poveste urbană. De ce? Pentru că, în fine, mai trecut prin Meda și... Nu-mi dau seama exact și sper să nu-mi dau seama nici partea cealaltă a vieții. Ce e iubirea? Habar n-am, nici nu știm. Dar nu-mi dau seama dacă să nu spui lucruri ca să protejezi, probabil și asta e o formă de iubire. Și atunci încă încerc să descoper cam toate lucrurile pe care le fac, cam care ar fi valențele iubirii. Dacă rănești pe cineva prin faptul că nu că îl minți, ci pur și simplu omiți să spui ceva cu care el oricum nu te poate ajuta cu nimic. Și s-ar putea și asta să fie o formă de iubire, să fie ceva în care atunci când iubești, protejezi. A proteja, și asta face parte, o mică parte din iubire. Și nu-mi dau seama încă și sper să nu ne dăm seama, că dacă ne dăm seama, scriem o broșură, asta e viața și să trăiești. Și atunci, cam pe aici stau. Bine, mulțumesc! Turnul din Pisa, regia Bogdan Ilieșiu, este aici producătorul Irina Enea și actorul Adrian Titien. E o poveste foarte stilizată, dar sunt foarte multe emoții acolo, nestilizate. Spune un pic. Ai zis foarte frumos, da, e un film despre care are cumva și poveste de iubire și are și frică, are mai multe frici, mai mici. Este un film cumva terapeutic pentru noi și am dorit să fie și pentru ceilalți. Cu toții ne izbim de niște mici frici care ne țin în loc și care nu ne lasă să ne lăsăm purtați de iubire, pe care eu sper să o găsim. E un film care a fost... Să nu înțelegem. Să o găsim, să nu înțelegem. E un film făcut la Cluj, de trei case de producție, și asta deja mi se pare o realizare, pentru că acolo cumva, poate și datorită TIFF-ului, au reușit să crească această industrie și am reușit să scoatem acest film. Aș vrea să las pe domnul Tieni să mai zică ceva. Mulțumesc tare mult. Am 10 minute. Pentru că aș vrea să iau de la 1948 și să vă spun așa, că la un moment dat în Dacia tatălui meu a murmurit o mașină pe stradă, un Renault 5 cu 4 uși, pentru că vreau să-l cumpăr un Renault 5 cu 4 uși. Și l-am întrebat pe cetățean, n-o vindeți? Și a zis, ba da. Am tras pe dreapta, am făcut schimb de telefoane, $1,500. Asta s-a întâmplat de mult. Și m-am dus acasă și am zis așa, dacă se întâmplă ca din 3 telefoane să obțin $1,500, ceea ce 93 era, 94 era mult, o să îmi revizuiesc atitudinea față de lume, viață și relații. Am dat un telefon și am spus, n-ai să vă împrumut cu $1,500? Și eu m-am spus, ba da. Drept urmare am cumpărat mașina, drept urmare mi-am pus numărul la mașină B10BAA. Care însemna da. Cu alte cuvinte, viața mea s-a schimbat la modul real, în sensul în care am spus da. A venit cineva, mi-a propus un lucru și am zis da. De aici mi s-au întâmplat enorm de multe lucruri bune și enorm de multe lucruri mai puțin bune, ca să nu zic rele. Drept urmare, elipsă de timp, în urmă cu vreo 4 ani, cineva de la Bistrița, un fost coleg de liceu, m-a spus, nu vrei să fii primar la Bistrița? Și am zis, nu. Aoleu, am zis, nu. Zice, totuși, insist. Da. M-am dus într-o ecuație destul de... Mă rog, nu discutăm acum, pentru că nu ăsta e subiectul. Cert e că acolo am cunoscut o persoană foarte drăguță, care era secretara la Partidul Liberal, cu care m-am împrietenit. După ce n-am mai concurat la maratonul ăsta pentru primărie, m-a sunat într-o zi și a zis, domn Titien, știți, eu am un băiat medic. Frumos. Vreau să fac un film. Foarte bine. Vreau să jucați în film. Da,
Da, nu. Cu drag. E în Franța. Așa. Păi, cum să facem? Zic, nu știu, să-mi dăm un semn. Cert este că am mers din Danda, băiatul despre care vă vorbesc este Ionuț Gaga, scenaristul filmului pe care dumneavoastră l-ați vizionat în această seară. Eu am recidivat, sunt la al treilea film cu această echipă de oameni minunați. Irina, Bogdan, Ionuț, Gaga și toți ceilalți, îmi cer scuze că nu-i numesc. Domnul Petru nu discrimina pozitiv. Îmi pare rău. Am lucrat extraordinar, exemplar. Am fost bucuros, împlinit și cea mai bună dovadă este că m-am lăsat total pe mâna lor. Nu știu ce a ieșit, nu sunt foarte mulțumit, dar cert e că e un altceva care nu se putea întâmpla decât într-o circumstanță fericită în care ne-am bucurat împreună și eu personal am făcut povestea respectivă. Dacă are în economia întregului funcțiune și dacă nu m-am făcut totalmente de râs, e irelevant pentru că mi-a plăcut atât de mult să lucrez cu această echipă și sper ca, ca lucrurile să continue, încât nu pot decât să-i mulțumesc Irinei, celor doi le mulțumesc ulterior la telefon și mulțumesc dumneavoastră că mi-ați oferit această posibilitate, de asemenea și dumneavoastră, dacă v-a plăcut, dacă nu, tot vă mulțumesc. Mulțumesc! Forma inimii în praf, regia Gheorghe Preda, evident am o întrebare. Întrebarea este cum am ajuns așa oamenii ăștia foarte, foarte strani, foarte neoameni, cumva. Pot să pun întrebarea asta pentru filmul pe care l-am văzut. Poate greșesc. Da. Zic două lucruri înainte de asta, fac o mică paranteză. Sunt specialist în paranteză. De la 1948. Nu, mai aproape. În primul rând, mulțumesc festivalului. Eu nu fac parte din această selectă grupare care a fost la Cannes. Am fost la Cannes cu un alt film de scurt adus de Dan Vaca finlandeză. Mulțumesc festivalului că m-a selectat în această selectă, cum am zis, organizare. Doamnei Anca Grădinaru, fosta mea colegă de la Digi și doamnei Anca Hrib. Vă mulțumesc că a stat până la sfârșit. Mă gândesc că dacă nu v-a plăcut filmul, măcar mașina să vă fi plăcut. De altfel, un prieten de-al meu m-a sfătuit să mă angajez la marketing la Mercedes, pentru că 26 de minute să te lăfăi așa cu Mercedes pe ecran nu-i decolea. Asta e prima idee de paranteză. A doua idee de paranteză este că acest proiect nu este un proiect singular. El face parte dintr-un ciclu de 4 filme care au ca personaje niște animale. Cele 4 au ca personaje o văcuță, un păun, un homar și respectiv vulpea. Aceste 4 filme trebuiau să compună un omnibus care s-ar fi numit Zoosofia. În ultima instanță, un producător s-a răzgândit și nu a mai participat la acest proiect, dar proiectul va fi reluat la anul cu un film de scurtmetraj despre un porc condamnat la moarte și executat în Evul Mediu. Știți că în Evul Mediu animalele erau egale cu oamenii, făceau o faptă nasoală, erau executate, tăiați capul și mai departe. Noi n-arătăm, de altfel să știți că nici vulpea n-a suferit. Nu este de fapt o vulpe, este un construct și dacă îmi permiteți să vă spun acum o poantă, stând căutând noi vulpi, mă rog, mi-am stat 3 ani ca să facem filmul ăsta, ca să fie iarna afară, am tot căutat o fel de vulpi care nu se lăsau anesteziate. E grădina zoologică, nu ne dădea o vulpe și nici insistă la Iași nu ne dădea o vulpe. Și într-o noapte, țin minte noaptea aia, toată viața, cred că era prin 7-8 ianuarie, doamna Verde Moraru la ora 1 stătea cu fetele ei și căutau vulpi. M-a sunat și a zis, uite, am sunat la Asociația Vânătorilor și mi-a zis unul cum trebuie făcut. În primul rând, vorbești cu un vânător să-ți împuști o vulpe lângă București, o bagi în frigider, dar o să împută tot și oricum ea are purici și ești turbată. Și doamna producătoră a zis, dar la filmare ce o să fac? Și zice, împușcați alt, vine vânătorul, împușcă un iepure, îi apăsați pe ochii vulpii care zic în cap, luați ochii de la iepure, îi puneți la vulpe. Și doamna producătoră a zis, nu ne fac filme de 40 de ani, dar să fac schimb de ochi la vulpi. Iepuri n-am făcut, deci... Și m-a sunat și mi-a spus, o să facem un construct echipa de efecte speciale de la casă, pentru că ajunge că ești tu turbat, n-aș vrea să turbăm și 50 de ani, am avut o echipă foarte mare, îmi pare rău că n-a rulat genericul final, eu mă mândresc cu genericele finale. Îmi pare rău, aici e bine. De altfel, visez la un film de un minut cu un generic de o oră. Iar asta cu noi oamenii, nu știu eu cu noi oamenii ce se întâmplă, eu sunt un demn militant pentru cauza animalelor. Mă rog, am crescut și la țară, dar am studiat la Sorbona. Dar dacă nu s-ar pedepsi prin codul penal, aș dinamita
abatoarele. Și probabil că șeful abatorului de la Brașov, unde am putut să mai filmez un apendice, presimțea criminalul din mine și nu m-a lăsat. Nu știu cum e cu noi oamenii, noi elefanții, noi bărbații, noi femeile, știu că un animal merită aceeași afecțiune și același bun tratament ca și un om. Și trebuie să vă mai spun ceva și o să vi se pară că sunt monstruos, cu asta închei. Eu aș fi făcut la fel ca bărbatul ăsta.